Silvio Berlusconi a intrat din nou în atenția presei după ce au apărut zvonuri că ar plăti taxele de studiu a trei tinere cu care a avut relații în trecut. Printre acestea se numără și si românca Ioana Vișan de 26 de ani, care a ales o specializare în drept. Tânăra s-a înscris alături de alte două fete la o academie prestigioasă de studii din Milano, unde taxele ajung la 26 de euro pe an și si care aparține unuia dintre cei mai buni prieteni ai lui Silvio Berlusconi. Presa italiană mai scrie că Berlusconi le-ar fi trimis pe fete la studii pentru a le deschide calea spre politică.